v-am regăsit astăzi, vreau să gătesc trei feluri de mâncare. Uite că stăm la trei și nici nu fac astăzi desert, așa zic eu, dar hei, deocamdată nu. Dar am să fac trei, cu salata, patru salata o avem în frigider, iar m-am așa, dar e ok, stați cu minți. Ce o să fac astăzi? O ciorbă de burtă, da? Am fost la marinul meu, la marinul nostru și am luat ciorba asta de burtă. Ce este foarte interesant și bine că am gustat-o, e fiartă. Le zice prea fiartă, dar e gata fiartă. Ceea ce înseamnă că nu trebuie să mai pui, că aia altă care o iau de la magazinele alea mari, nu e așa fiartă. Și atunci trebuie să o pun în cuctă 10 minute. Dar asta am gustat-o și uite, e foarte, foarte fiartă. Ceea ce înseamnă că vă ușurează foarte mult, vă spun eu, și nu cheltui cu ea, uite cât e de albă și de fain, nu cheltui cu ea curentul ca să te pui să o pui. Da? Și acum la ea, pentru că n-are, ea are burta destul acolo cât îi, dar pun un morcov, un păstârnac, o ceapă, uite aici, și burta la fiert. Când e gata fiert, cât să, așa o fiert, cât să fiarbă asta, cum îi zice, morcovul și, și păstârnacul. Atâta. O fierb și gata. E extraordinară. Pentru că nu merită să, dacă iei alelalte, ori trebuie să ai cuctă, ori trebuie să, vă spun, ori trebuie să fierb foarte mult alelalte și cum e curentul scump, acum vă spun sincer, iese cam scumpă ciorba de burtă. Uite ce faină e. O lăsăm să fiarbă, punem un pic de sare la ea, usturoi la greu, că ce asta? Usturoiul. Bineînțeles că și supa și tot, zici, da, așa o faci, băi. Drăguțo, așa o fac. Pentru oamenii care nu-și permit să fiarbă două ore o ciorbă, da? Și o pun asta la făcut, imediat. Uite aici cu usturoi întreg. Așa, că imediat când îl facem, oricum el se sfarmă tot, sau un picuț. 4-5 căței de usturoi din asta mare, uite, așa. Foarte faină, așa m-am bucurat că am găsit-o. E congelată, dă-o lași afară de azi până mâine și dimineața când ce scol o pui la fiert și în jumătate de oră ai ciorba de burtă gata, nu stai două ore. Și ai mâncat și tu o ciorbă de burtă, că am fost undeva și o zis la ceva restaurant. Nu, nu a fost de lux, nu a fost nimic, a fost un restaurant normal și am întrebat că are ciorbă de burtă, uite cât usturoi, mai punem doi. Și o să scătă mine că are ciorba de burtă și costă la ei la restaurant ciorba de burtă, eu nu-i condamn, face din aia așa, fiartă ei. O zis 30 de lei. Mă, mi s-a părut un picuț cam scumpă, adică nici în Arad nu mâncăm cu 30 de lei, să ne fie cu iertare. Și asta nu era în Arad, adică era mai la margine. Zice, atât e la noi ciorba, 30 de lei. Wow, mi s-a părut cam scumpă. Na, adică dacă și aici la noi 20 de lei, dacă 20 de lei tu ai cumpărat un kilogram. Mamă, te mai costă ouăle și smântâna și smântâna s-a scumpit. Oh my lord, ieri am fost și smântâna care luai la 2 lei și ceva, acum o iei la 4 și ceva, tot e scump, tot. Nu mai există nimic. Oh. Gras, în de-aia trebuie să fim și foarte chipzuiți și să avem grijă. Dacă care aveți copii, pensiile mai mici, nu poți să stai să faci niște semei să fierbi ciorba de burtă două ceasuri. Hai să fim și sinceri. Mâncați din asta că e bună, e prea fiartă, faină. De la fratele Marin o găsiți la piața mică unde mergeți și acum era gata să uit și n-am să uit, bineînțeles, de cuvântul care trebuie să-l spunem pentru noi toți și pentru bucuria noastră sufletească. Azi dimineață iarăși cum îți eu cu cititul și te citeam și mă gândeam, Doamne, să citesc chiar un psalm. Și cât am vrea noi să ne întoarcem în viața asta, cred, și în viața noastră de zi cu zi, dragostea e cea mai măreață. Când iubești pe cineva, ești fericit. Când iubești țara unde locuiești, ești fericit. Când iubești mașina care o ai, îți place.
te simți bine, când iubești o haină, nu că o iubești, îți place o haină, te simți bine în ea, când îți place casa, când așa am văzut oameni că își iubesc casele și o spun, uite ce casă frumoasă am, n-ar trebui să-și lege sufletul de aia că o las aici când pleacă, dar asta e lumea în care noi trăim și atunci Dumnezeu, ca să ne învețe pe noi ce înseamnă dragostea, și v-am mai citit și voi știți foarte bine, dar pentru cei care poate n-ați urmărit emisiunea mea, Dumnezeu ne dă o poruncă și porunca, ascultă aici cea mai mare, care e porunca cea mai mare. Nu există peste niciuna. Zice așa. Și unul dintre ei, un evreu probabil, un învățător al legii, ca să-l ispitească pe, ca să-l ispitească, i-a pus următoarea întrebare. Cui? Lui Iisus. Din gura lui auzim. Nu că a zis Petru, Pavel, din gura Domnului Iisus. Și Iisus a răspuns. Zice așa, învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Că așa ne place nouă să întrebăm pe de alături. Și Domnul Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. A doua, asemenea, vrea să zică egală ei, este, și pune două puncte, următorul vine, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Tai întoarce Biblia și cartea de rugăciune după tine și te-ai duce și te-ai face și ai încerca să ieși. Nu există decât două porunci. Pe Dumnezeu cu tot sufletul, cu gelul tău, pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ce Domnul Iisus, toată legea, dacă te uiți că evrei umblau după legi, legea lui Moise, să o țină legea lui Moise, apoi și legea lui Moise și poruncele cele 10, dacă le ținem și ne facem una singură, o călcăm, ne facem vinovat de toate legile. Pentru că Domnul Iisus nu ne dă voie nouă să venim noi, să ne spunem noi așa legile cum ne vrem noi și să le facem noi stăpâni peste ele. Nu, 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 nu. Te duce Dumnezeu, Domnul Iisus te duce la El să-L iubești. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Toată legea, toți prorocii dinainte cât ori v-au vestit, nu folosește la nimic. Astea două vine peste toate. Să iubești, să iubești, să iubești, să iubești. Și acum două lucruri sunt aici. Dacă iubești pe Dumnezeu, așa când iubim o persoană noi, vrem să facem să fie foarte fericită și să ascultăm de ea. La început, când ești într-o relație, te duci așa, dacă unul vine și zice 10 km, vii cu mine să mă duc să ne plimbăm. Da, te duci la plimbare cu el, că ți-e drag. Dacă te pui la masă, mănânci singur. Nu, 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 imediat. Vii și îi spui, mă, vine să mănânci, că a gătit ceva bun pentru tine. Dacă îl iubești pe, pe Dumnezeu cu tot cugetul tău, sufletul tău, faci ce îi place lui Dumnezeu. Ca să faci ce îi place lui Dumnezeu, îl iubești pe aproapele tău. Ca să iubești pe aproapele tău, împarți cu el totul. Orice faci, oriunde te duci, te gândești ce face aproapele meu. Ce face omul ăla care e lângă mine și-i pus? Oare are ce să mănânce? Oare de Crăciun a primit un cadou? Oare de Paști când vine are o bucățică de miel și eu am atâția miei? Sau am primit atâția sau îmi permit eu un miel? Și poate că vecinul de lângă mine o bucățică mică îi trebuie și lui un kilogram. Orice împărți cu el, orice, 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 pe unde treci, vrei să faci bine. Pentru că Domnul Iisus să se bucure de tine într-o zi.
să te răsplătească și aici pe pământ și în cer. Și acum m-am gândit eu așa că aveam o conopidă în frigider. Uite aici, da? Aveam o conopidă în frigider și ele stau bine, că-s faină tare. Ce faină. O pun imediat la cuptor, după ce termin astea să se facă, până că noi vorbim un picuț, să se răscoacă un picuț ea așa, da? Și am să-i fac un sos de curry care când e gata punem peste ea, ca laptele de cocos pe aici, pe undeva l-am început și e extraordinar de faină. Și o bag în cuptor până noi vorbim și până condimentez și am aici și niște cartofi dulci care tot i-am băgat pentru că vreau să-i servez lângă. Nu știu dacă acum și-s făcuți, că cartofii dulci se fac repede. Și nu pun pe ea decât ulei până când ăsta, pentru că sosul va veni peste ea, dar îmi place să se răscoacă un picuț în cuptor, să nu fie chiar așa. Deși și așa putem să o facem, că chiar nu deranjează. Bun, ciorba noastră, am gustat-o un picuț din ciorbă, bă, ce înseamnă? Na, bine, miroasa burtă, logic. Dar o iei un picuț așa și mănânci și din ea, deja miroasa burtă, usturoi mult, are gustul de burtă, am pus acolo în spate să fie. Și acum aici am tău de la fratele nostru, Marin, să nu uităm pe domnul Mildar Neduș și mă gândesc că la primăvară când o să înflorească cireșii lui, livada lui de cireș, o să ne încânte cu livada lui de cireș, o să ne ducă la târguri când se dă drumul, e bine să-l urmăriți, este extraordinar, este un om minunat, are o familie minunată, Dumnezeu l-a binecuvântat și cu, și cu familie minunată și cu, cu înțelepciune și... Și de Dumnezeu succes să meargă, că este loc pentru toată lumea și eu chiar mă bucur că el are un picuț de succes cu YouTube-ul lui. Puteți să-l urmăriți, Studio TV, Vasile Blidar. Dar îl urmăriți, voi sunteți drăguți, l-ați urmărit, îl urmăriți în continuare. Uite, am dus pâine și la cameramenul meu, așa, și aici am de la Marin 6. Întotdeauna când vreți să lucrați cu, cu puiul, să-l spălați cu o zi înainte și să-l lăsați în frigider. Pentru că dacă îl spălați atunci când, când îl faceți, puteți și atunci, dar trebuie să-l lăsați să, să scurgă bine, să nu fie apă pe el, pentru că lasă foarte multă apă în tavă. Îl puneți în strecurătoare și lăsați în frigider și atunci pe dimineață el se usucă așa faină. Altfel o să fie numai o zeamă în tavă, pentru că ei mai iau și ei câte un pic de, uite, piper. Ce piper, ha? Am cumpărat piper. Ce zici, deci cu ce lauzi? Nu, păi, dar cu ce se laudă fiecare. Ok, și atunci vii cu ulei, da? Și pun pe el, ăsta se poate mânca și fără, ăsta, cum îi zice, fără a mea conopidă și numai cu cartofii ăștia dulci, extraordinar, zgrozav cartofii dulci, îmi place, iubesc. Tot auzeam până acum când era sora mea la dietă că spunea că se mănâncă. Păi nu se mâncau. Mă gândeam eu cum să mânci atâta cartofi dulce la dietă. Da, ei, na, știi cum e. Ghimbirul, da, uite ce fain e. Trebuie să-l bag în frigider că l-am lăsat afară, dar a început să încolțească căldăitul. Cred că vine, o simțit el că vine primăvara. Și atunci, aici, m-am cumpărat ieri ea. Rosmarinul. Ce sora mea, dar avem în grădină. Păi avem în grădină, dar nu fug până în grădină la tine după un rosmarin. L-am pus pe terasă. Ia, atât e de faină. Vai, 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 vai. Un om să pun, că un om să pun într-un dressing de salată. O să încerc astăzi, o să zici, da, geunie. Dar lasă că așa se fac dressing-urile diferite din... Ăsta mic îl pun să văd că fac dressing-ul la salata aia. Și ăsta... Ia, atâta e de proaspăt și de faină. Da. Și uite-l punem aici. Rosmarin, rosmarin, rosmarin. Mi-aduc aminte că și e rosmarin avem noi pe vremuri. Doamne. Da, așa de bine mâncam. Așa am mâncat săptămâna asta, toată săptămâna. Două zile, zic că toată săptămâna. Îi spuneam la sora mea de la țară. Întotdeauna să condimentați un pic extra, ca să fie destul de gustosă. Deci ai pus rosmarin, ghimbir, usturoi și ia, uite ce faină, le punem așa, ia cum arată. Și am mâncat cartofi băgați în cuptor și zice sora mea, și cu ce? Cu ulei!
și cu niște murători. Și atât? Da, și atât, și atât. Și cum a fost? Grozave. Și așa de bine m-am simțit, vreau să vă spun, wow, grozavie. Nu așa, uite ce faină. Amoiele, știți cum e și condimentele astea? E bine să le condimentați, să stea 20 de minute, ar fi fost ideal, știi? Să stea. Dar acum, cum noi n-avem, dar le-am condimentat bine, eu zic, o să fie ok. Le băgăm la cuptor. Nu trebuia să spăl ăsta, că doar se refolosește. Am luat, i-am dus la cameramenul meu și cafeaua, ca să fie apt de muncă. Ok, hai dacă un picuț să-mi dat drumul prea tare. Recunosc că lucrez la foc automat, dar asta este Marcella. Și acum am zis că bine că ai sărit, că n-aveai ce să faci altceva decât să sar. Uite aici, lasă să apară. Și cartofii să văd dacă-s gata. Mai trebuie un picuț. Băgăm puiul la făcut. Hello, hello, hello. Parcă un picuț la... Îmi place eu așa. Îmi place un picuț de paprika pe ele. Să nu fie așa gălbui, așa. Nu știu, nu, îmi plac coloratele. Îmi place gustul la paprika. Îmi place tot. Paprika e faină asta, ungurească. Acum nu știu care mi-a zis că, dar pe vecinii noștri acum, doamne, dar nu, e foarte faină, nu, ei, na, o fac așa cum o fac. Ești renumiți, am băgat la cuptor la 250, așa, vezi ce faină îi, să fie minune, da, asta o punem jos, ciorba de burtă, să nu mai știe să mai fierbe acolo, ia. Doamne, că și miroșa ciorbă de burtă, dragă, și miroșa ciorbă de burtă. A să fie încântată cum mai face. Și asta trebuie să ce mai lăs, dar ce mai lăs la sfârșit când bag sosul, atunci când termin sosul, atunci o să o pun la ăsta. Aici, la salata asta mea, am să pun astăzi, că o să fac un pic de din asta, cum îi zice, rozmarin, să fac un pic de maioneză de casă, că m-am săturat atât cu alaltă, la să facem că în 5 minute ai făcut-o. Dacă în 5 minute o faci, dacă nu o tai, știi? Dacă o tai, o refaci. Asta e. Glumesc. Bun, acum ce vreau să fac eu? Ia, le-am băgat la cuptor, cameramenul e gata, ăsta sunt ce gata cu... Nici chiar așa? Bun. Am mai să fac un sos și sunt ce gata, nu. Acum ce vreau să fac aici, așa am să vă arat. Aici am niște... spanac. Da? Dar am luat spanacul ăsta care îi cu smântână în el un picut și cu unt. Așa l-am găsit că altul s-o duc și spanacurile tăice. Nu are nimic. Absolut nimic nu are. Și aici uite aici așa. Să beau un strop de cafă, că i-am dus și la camera mea, nu zice aia de la președintele, că nu a fost. Data viitoare, prietenii de la președinte să vină, că e mai gustoasă. Și asta e bunicică, dar nu, știi tu cum e. Când e șef, e șef. Știi ce este când e șef? Știi ce e? E cel mai bine când e șef, să fii șef din asta acasă. Că pe ăla care lucră pentru tine să-l consideri mai presus ca pe tine, că ăla-ți bagă bani în buzunar, să ai grijă. Așa. Știți cum este? Să vă spun eu cum e cu ăsta când lucră oamenii pentru tine. Că multă lume zice, dar cum, dar eu îmi plăcesc. Știi când ajungi să faci ceva pentru ăla care lucră pentru tine?
când îi dai peste, când îi dai extra mai mult decât lucrează. Când îi plătești numai salariul, el oricum sărăcuțul lucrează pentru salariu, da? Dar când îi dai extra și îi spui, uite, nu mergi și mie bine luna asta, hai să-ți dau și ție 100 de euro. Să știi că eu când am avut restaurantul, de fiecare dată erau oameni care veneau și lucrau pentru mine și îmi spunea, m-ai dat prea mult. Știi ce bine mă simțeam? El oricum era plătit. Dar în seara aia sau în weekendul ăla, mie m-a mers bine, am avut clienți mai mult decât m-am așteptat. Și atunci am zis, trebuie și el să se bucure ca mine. Pentru că el lucrează pentru mine și îmi face mie o viață frumoasă. Datorită lui, tu zici, dai investiția mea. Da, dar tu fără el, cu investiția ta ai lucra singur. De aia aveți grijă. Când aveți oameni care lucră pentru voi, să respectați la adevărata valoare. Și întotdeauna să-i dai în plus. Eu știu că sunt oameni buni. Cred, am văzut oameni buni. Și aici ce credeți că fac? Uite, un ou vine, da? Care pică aici, dar nu văzut camera mea acum. Să zic că vezi, doamna Marcela, că v-a căzut aia acolo. Așa, un ou. Poți să pui un ou, poți să pui două. Eu pun un ou. Hai să punem două, că stau mai bine. Și ce crezi că faci mai zi? Ce faci? Clătite! Am găsit și mărar, l-am pus în frigider. Bun. Uh-huh. Clătite de spanac. Deci da? Da. Și punem făină la ele. Putem să le facem cu făină free gluten, da? Știți ceva? Să mă ierte domnul cu free glutenul. Și două linguri de ulei trebuie să pui la el. Mai free gluten. Să merge, domnul. Ia cum merge. Dar am eu aici făină. N-am înțeles pentru ce mă complic cu punga asta ca să nu se vadă. Ok. Așa. Ok. Încă o lingură. O, deci câte linguri? Na, păi... Acum domnul știe câte linguri. O să zici, doamna Marcea, dar nu... Bă, da, aș vrea să vă spun, da... Aș vrea să vă spun dacă am să-mi găsesc, că nu m-am găsit. Am să pun un picuț de apă, că și la noi acasă se face. O să zici, vai de capul meu, o lingură de apă trebuie la ele. O avut smântână în ele pusă când a fost ăsta, știi? Și atunci nu mai are rost să mai pune. Înțelegeți? Nu mai are rost. Așa, două. 3. Și era gata să uit o linguriță de bicarbonat dizolvată. O linguriță de bicarbonat dizolvată. O să zici, am mai făcut? Nu. Da, de ce? Păi m-a venit așa toată lumea cu... Zic, hai să fac și eu, mă. Uite. Dar, hei, eu nu zic că nu o să fie bună. Și... Întotdeauna dizolvați-l. Întotdeauna dizolvați-l că așa rămâne gustul de nasol. De nu-ți vine să-l mănânci după aia. Sperăm să nu fie nicio... Ia, așa da. Bun. Mă, dar mult mai era aici. Bun. Ok. Așa. Ok. Cam 4 linguri la una din ala de ăsta, știi? Să curgă un picuț, să fie grosuță, dar să nu fie prea, știi, 4 linguri pline.
ca să poți să le întorci, poți să le faci. Am pus ouă, două ouă, am pus ulei, am pus o lingură, două de apă, smântână, ovul de la el, nu trebuie să mai punem. Și, bineînțeles, eu pun un picuț de piper. Le căutăm de sare, sunt bune, și le lăsăm să stea un picuț aici, așa, lângă noi, pentru ca să lucreze un picuț bicarbonatul ăla și toate, da? Până atunci ciorba noastră trebuie să o gust să văd ce face ciorba noastră aici. O, da, exact ce v-am spus. Când e gata morcovul cu... A, super e ciorba. Deci, super e burta. Așa am să vă spun de ce e super burta. E grozavă pentru că nu trebuie să o fierbe mult ca să cheltuiți mulți bani. Și puteți și să o mâncați. Wow, wow, să merite. Că am luat de la... magazinele astea noastre de la supermarketuri și să știți că o trebuie să o fierbă mult. Și dacă n-ai cuctă, nu poți. Asta e curat. Bun. Așa. Aici fac salata. Până atunci, puiul să văd ce face. O, puiul să ferișește. Lord. Lord se numește. Așa. Și aici scoatem cartofii galbeni, cartofii dulci. Ia cum arată. Wow. Grozav sunteți. Ăștia știți ce trebuie pe ei numai? Crăpați și pus un tuț pe ei imediat. Facem. Asta noastră e aici. Să văd dacă încape lângă ea. Dacă ar încape și asta lângă, m-ar face un avantaj. Da, și că nu e rău. Dau un picuț mai tare ca să facă bine. Tăi ce merg una după alta. Minune, minune. Minune, așa că am avut acasă niște telemea. Că fac cu măran și punem în minunile noastre de... cum îi zice? De clătite, da? Uite aici. Apoi mărarul ăsta, abjetul ia, l-am cumpărat aseară, da? De la magazin. Na, el miroase faină, dar nu că săracul și-o mai revine. Nu lasă-l trudă. Ok, hai să facem salătuța asta noastră, pentru că salata asta merită. Am avut un frigider și merită. Uite aici așa. Cum să nu merite? Că am avut și roșiile, ia. De, te ce scumpe, să n-aruncați nimic din frigider. Era în frigider, dar nu era voie să, nici vorba să se arunce. Ia, ieri am fost și am găsit și castraveciorii ăștia care îmi plac mie, pe care nici nu trebuie să-i curățați. Vedeți-vă de treabă, ia. Wow. Ok. Ia. Ok, așa. Castraveți aici să vadă, tăiați pe lângă, ok, ceapă. O să pun un pic de ceapă albă de data asta. Păi ziceai că numai roșă. Păi ziceam când era, când avem, când nu am și pot să zic, auzi, nimic, pui și ai, dar nu faci salată. La salata asta ce voi pune eu, o kiwi. Am cumpărat aseară chivile, sunt picuț mai acrișoare și m-am gândit eu așa. Cine a zis, mă, că la o salată din asta grozavă nu merge chivi? Nimeni, așa e? Nimeni, nimeni. Nu? Dacă nimeni, atunci ne punem și uite facem. Tăiem chivi, felii subțări, e acrișoară, dulce, n-are ce să fie decât bunătate, deci da în pere. Da, numai că alea-s pentru oia mâine. Are o altă salată, uite și cu asta mor. Wow, grozav, grozav. Ok, așa. Alright. Ai căzut pe jos minune, nu ce las acolo. Ok, faină, așa. Mă, atâta... o și scot afară. Conopida asta, că atâta serege pe e. Când o faceți acasă, mai bine puneți folie pe ea. Că nu știu ce de tare atâta de sare.
Nici nu pot să-mi coc. Ăsta am scos afară, e ok. Acum aici am dressing-ul și la dressing-ul ăsta pe care o să-l fac, o să pun un ou întreg, da? Că văd că mai nouă toată lumea face cu ou întreg și un gălbenuș. Ca să fie... gălbenușul e incidusăș. Na, bine. Na, mă aduc aminte că și maică mea ne punea pe noi să le desfacem, să facem când era, dar eu nu mă aduc aminte așa de maică mea să ne fi pusă cu mâna, cum e acum, să știi să ții, să... Na, e foarte bine ceea ce învățăm, dar... dar la Marcela îi trebuie de aici, din frigider, nu mi-am zis la cameraman, nu vine după mine, pentru că nu are rost să vii. Pentru că Marceluța s-ar putea să nu-și găsească nici muștarul până la urmă, pindeva, pindeăi. Și de-aia vă țin așa și iacătă, ca să găsesc un strop de muștar ca să pun la maioneză să nu mi se taie. Ați auzit treaba? Iacătă-l. Mă, în dezordine, tatu, ești cel mai ordonat om. Îmi place să zic asta de fiecare dată. Că noi suntem dezordonați, dar în dezordinea noastră le găsim pătăce și asta e principalul. Că nu ești în casa ta, alaltul ești în casa ta. Dacă nu pui muștarul, ai șansă să se taie. Știi? Linguriță de muștar, lămâie stoarsă, ăștia face bine. Așa. Ok, un strop de sare și un pic de ghimbir ras. O să zici, astăzi iarăși ai treabă cu ghimbirul. N-ai făcut dressing niciodată cu mine cu ghimbir, așa că iartă-mă, scuză-mă, I'm sorry. Bine? De așa faină. Pastă să fie. Pentru că îi dă așa o iuțeală faină și îi schimbă un picuț gustul. Faină, 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 faină. Uite așa. Wow, ce gust faină. Mai ales că am și găsit ghimbirul ăsta atâta de faină, din ăsta micuț, nu din ăla mare, dar na, mi s-a părut că ăsta mic, poate zic, n-or pus atâta la el de crescut. M-am gândit, na, fiecare încercăm, cum am zis la cameramenul ăsta, zis la cameramenul ăsta să beie cafeaua cu, o zis, cu zahăr maroc, că zic că e mai natural, la care el zice, credeți? Așa cum, na, cameramenul îi zic și eu așa. Se întâmplă? Se întâmplă. Numai cine nu lucrează în bucătărie. Wow, ce faină maioneza! Rosmarin, ghimbir, extraordinar, extraordinar! Ia! O bagi în borcan, o ții o săptămână, îți stă în frigider fără nicio problemă. O pui la copii pe sandwich-uri și e și naturală și ai făcut-o tu. Așa faci de repede cu ăsta, de nu-ți vine să crezi. Ia, uite ce faină ea. Și un picuț, contează foarte mult, nu un pic. Un pic mai mult, contează, m-o zburat direct aici, dar nu contează că-s machiată. Uleiul. Na. Ulei mai de calitate un pic. Noia. Wow. Ce o maioneză faină. Vezi cum ești cu maioneză, nu ce mai poți opri. Acum atât îți vine te să pui, până o faci plină asta. Nu, că atunci trebuie să pui. Îți gata, haide. Ce faci când e așa, pui un picuț de lămâie când sunt groașă, da? Numai să aveți grijă să nu vă vină semințele, că atunci ăla care are dintele slab l-a terminat.
Gata e. Wow! Ia, ce mai leză! Să merită să faci maioneză acasă. Nu ce supăra, indiferent cât e maioneza de bună, pentru un minut, ia, că se face. Și eu folosesc din aia altă, nu? Că stați cu minți, că nu-s eu așa... Că și eu folosesc, absolut că folosesc. Dar dintr-un litru de ulei ai făcut... Tot că atâta maioneză faci, da, dintr-un litru, cât ai făcut și înainte, că s-a scumpit și uleiul, dar totuși e naturală, știi? Și atunci se merită, chiar se merită să faci maioneză. Uite, pui un picuț de lămâie, un picuț de muștar, două ouă, unul întreg, unul separat și deja ai ajuns să faci o mega, mega maioneză în mai puțin de 2 minute, cameramenule, nu? Sau cât o costa? Cât am făcut? 2 minute sau 3? 3 minute. În 3 minute să faci o maioneză la copilul tău și să-l pui pe sandwich-uri sau pe salată, merită, da? Bun, ok. Alright. Super, 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 super. Iar dacă ai acasă și n-ai mâncat de mult cu conopidă, tornă pe asta conopidă și lasă în frigider geas până mâine. Văleu, zici. Văleu, văleu, văleu. Ia. Foi, ce minune de maioneză am făcut astăzi. Mai trebuie un pic de sare la ea. Dar asta nu contează. Ia, cum stă. Bagă-ne mai multe din asta în ea. Nu o să fie așa fără niciun gust. Mai gustoasă. Mai plină de gusturi. Dacă vrei, usturoiul nu mai merge așa că ai pus rozmarinul, ai pus ăsta. De un gust grozav, grozav. Wow, eu iubesc maioneza asta, chiar o iubesc. Bine, acum haide să ne punem să facem noi aici ciorba noastră de burtă, să știți că e gata. Va trebui să mă ocup și de ea un picuț ca să o termin. Dar uite aici, să văd dacă e gata. Deci, bă, dacă puteam să o iau mai devreme, dacă era, că e gata. Uite aici. Gata. Bunătate. 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 Acum, la ciorba de burtă, ce facem cu ea? O luăm, o mutăm jos. Da? Nu trebuie să vă puneți să... Nu, bine că dar nu fac cu asta nimica. Nu trebuie să vă puneți să scoateți morcovii dacă nu vreți. Puteți să-i dați prin sită dacă vreți la nepoată mea, la soră mea, așa îi place să-i dai prin sită. Eu sincer să vă spun cum e acum așa de tăi ce ne-ai, o să zici tu ești mai grozavă. Nu, dar poți să-i pisezi și să-i dai prin sită și să fie extraordinar. Are usturoi mult, are tot ce vrei. E grozavă. E absolut grozavă. Așa. Acum eu ce am să fac? Am să fac la ea zeama. O dai deoparte ca să fii sigură că nu se taie. Bine? Că să știți, așa cum vedeți, se poate tăia. Bine? Se taie. Când e prea fierbinte, se taie. Da, o faceți așa. Eu acum la ea, pentru că la un kilogram poți să pui 4 ouă. Zici 4? Așa sunt mai ales mici. Dacă sunt ouăle mari, pui 4. Dacă nu, eu pun 6 ouă. Că ce face? Bunătatea face smântâna, o gălbenușule de ou. Asta face ciorba de burtă faină. Acum, ciorba noastră chiar se merită și vă spun ceva. Nu alergați și nu vă luați după oameni care... Că noi contează, buzunarul nostru îl știe fiecare, da? Trebuie să te iei că... Mă, poate că mai auzi comentând că ce asta e ciorbă de burtă, nu bine. Nu, nu e ciorbă de burtă. E burtă de ciorbă. Da. Pentru că sunt oameni din ăștia care și sunt atot știutori și... dar noi ne știm buzunarele noastre și știm cât putem să mergem cu ele. Aveți grijă. Ca să nu rămâi cu, ca să nu rămâi cu curentul neplătit. Bine? O să pun smântână de la, de la Marin, bineînțeles, ia cum arată.
Wow. E beautiful. Stai să văd cum e. Dulce, bună, faină. Na, o să o duc mai departe. Și acum vii și-l mesteci. Smântâna gălbenușele de ouă. Asta face toată ciorba de burtă și burta. Care-i fiartă bine și care îi. Uite așa. Dacă tăt am ouă, stai numai un picuț că pun 6 ouă. Că aș putea să fac, de exemplu, dacă tăt fac 6 ouă, cu albușul pot să faci un cake de, cum îi zice? Un cake de albuș de ou. Cum toată lumea mâncă acum, pui clai la bătuce și după masă îl și faci acasă, îl bagi cu niște ăsta la 6 ouă, uite. A, la 6 ouă, dar la 6 ouă deșteptăciune, uite, și n-ai voie să lași, să aveți grijă dacă vreți să faceți bezele sau ceva, să n-aveți niciun strop de gălbenușene, da? Să aveți grijă, asta e foarte important. Foarte, foarte important, n-ai voie să ai nimic. Uite aici, așa, lasă să fie, să fie bună, să fie, măcar atâta să ai de la ea. Să fie bună. Hai să punem și asta smântână. Dacă te smântână aici. Ok. Bun. Uite aici așa. Ciorba o dai jos, de pe foc și o lași acolo să stea. Da? Vă spun și de ce, imediat vedeți. Până că de acolo te luăm câte un strop și o băgăm aici, până o încorporăm toată. Veți grijă să nu o tăiați. Dacă e tăiată, nu mai are același gust. Gata, e compromisă. Bun. Ok. Ai luat-o jos și pui-te cât un strop. Da? Uite așa. Bun. Așa. Încetuți, încetuți cu răbdare. Cu răbdare. Cu răbdare, uite ce fain se face, așa se face și ciorba, vedeți-o? Uite așa. Ia. O iei, o pui, o iei, o pui, un pic cu răbdare, un pic cu răbdare, un pic cu răbdare. Să aveți grijă, să nu se taie. Deodată și-ați luat-o jos. Hai că vine așa pe asta. Poate și-ați luat-o jos. Și nu mai... Nu se mai taie. Uite ce fain e. Ia. Wow. Beautiful. Super. Multă lume e. Acum am să pun și eu că asta este situația. Un picuț din el. Așa. Oh, stai. Ca să-i dăm un picuț de galbenială. Oh, faină, 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 faină. Uite ce faină este. Și morcovii. Uite aici. Nepoată mea, îi place, sora mea așa o face. O dă până strecurătoare, da. Dar dacă la mine sunt atâta de faină ăștia, nu-i mai dau pentru că sunt foarte buni așa cum sunt. Uite aici. O să zici acum, dar păstârnacul să am să vă spun și v-l scot, probabil, probabil. Nu trebuie să-l scoți dacă ești mai în vârstă și soțul tău îi place acasă să o mănânce și ție îți place să-l scoți. Nu contează. Mă, ciorbele de burtă se fac până la un moment dat. Dar de acolo, dacă ție îți place să mănânci, de ce să nu-l mănânci?
Nu? Sau multă lume am văzut că îi pune ardei roșu. Foarte bine, very good, foarte bine, uite ce faină e. Ia, uite cum arată. Excelent, și când vezi așa roz până ea, ăștia, da, morcovii, care îi pasăm și care îi facem acolo. Îi dă gust bun. Nu există o regulă în bucătărie după care să te ghidezi. Regula în bucătărie, la ora asta, ești tu. Tu faci regulele, da? Nu te interesează pe tine de nimic și nimeni. Uite, o punem așa, doar să dai un pic în clocot. Și când o dat un picuț în clocot, o luăm jos și punem niște mujdei de usturoi în ea, dacă vrei să faci. Dacă nu vrei să faci nici mujdei de usturoi, e bine cum vrei să-l faci, da? Uite așa, un pic în clocot cu ouăle alea și cu smântâna ca să fie. Și dai un gust, așa, de obicei oamenii pun în ele, eu pun oțet, dar nu toată lumea pune oțet, oțetul se pune în... În unghi. În unghi. Simplă, ușoară, ieftină, fără ca să-ți mânce curentul și gazul, că dacă îți mâncă curentul și gazul, nu-ți folosește la nimica, da? Bun. Uite așa, îl dăm în clocot un pic. Uite așa, și grosuță, de la ouă, de la smântână, uite ce faină-i. Doar așa un clocot. Când o dat în clocot, ai luat-o jos. Bine? Uite așa, acolo dăm drumul la bracoli în spate, ca să terminăm și astea la alte toate. Vezi? Uite așa. Întotdeauna bracoli, să aveți grijă, îl puneți când fierbe apa. Dacă l-ați pus înainte și o stat în apa aia care e acolo, aveți să ieșiți cu un bracoli foarte, foarte fiert. Fiert, fiert, over fiert. Gata e ciorba. Vezi-o? Uite, clocotește. Da? Wow! Uite aici cum arată. Deci nu scoți alea? Nu! Că pe aceea e soț care mâncă. Lasă-mă în pace. Mamă care mâncă. Și spune, pune-mi un picuț de aclea. Care ți-e problema ta? Ia cum arată. Și cu roșu și cu tot. Ia. Drag mige. Ciorba-i gata, ia. Pâc, 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 pâc. O dat două păcuri, da. Luată jos. Aleluia. Hei! Ce-mi place cum a ieșit. Un picuț de usturoi probabil trebuie să punem, dar fiecare pune la el usturoi și punem și astea aici ca să se facă, ca să le putem servi lângă. Să vedem ce face puiul nostru. Oh, puiul nostru e fericit. Puiul nostru e fericit și gata. Na, uite aici cum arată ea. Ciorba de burtă. Wow, superbă. Ia. Gata. No. Hei. Minune. Minune, minune, minune. Aici avem ăsta care merge în spate. Bracul într-un minut. Ciorba e gata. Puiul să-l scot, că e gata și puiul. Wow. Ia. Doamne, cât e de faină puiul! Doamne, cât e de faină puiul! Extraordinar! Extraordinar! Bracul e acolo, gata, punem numai unt pe el. Ia cum, ia, ia cum arată, ia. Luăm un picuț și punem deasupra pe el. Luăm un picuț și punem deasupra pe el. Uite aici, ia. Știți că dacă stă așa, el ia foarte mult și puiul trage înapoi din sosurile astea, s-a observat acasă când faceți. Ia, vede aici. Ninunie, îl iubesc puiul ăsta așa. Îmi place la nebunie, zice, dar ție ce nu-ți place? Hei, e adevărat. Grăiești 3 minute ăsta să fac aici și să punem noi un picuț de ulei ca să putem să facem niște pancake-uri să vara cu măs și după aia ele se coc singure. Nu-i așa? După aia se coc singure cameramenurile și noi nu trebuie să mai facem nimica. Lasă că eu de acolo imediat. Așa. Pancake-urile noastre n-au cum să fie numai grozave. Da? Trebuie să văd dacă... Nu, lăsăm să se încingă un picuț ca să pot să vă arăt cum se face. Și după aia imediat
La revedere. Ia, ce fain e bracoli. Eu îmi place bracoli tare mult. Și conopida. Conopida zice că e mult mai indicată în dietă. Dar noi cum suntem tot în dietă, o viață întreagă, chiar nici nu ne mai interesează. Nu știu că la noi nu era vorba de dietă. Era mai grăsuță și când eram copil, așa. Dar putai că meu atât era de drag de noi că vedea că mâncăm. Deci, taci, tate, și mâncă. N-am auzit să zică nimeni că nu mâncăm, că nu trebuie să mâncăm. Nu, nu. Toată lumea. Mă duc aminte când făceam clătite. Ce cu lapte? Cu apă! De multe ori când nu era lapte. Nu fătasă vaca. Dar nu crezi că cinci, dar nu stăcea maică-mea după noi să nu ne vacă până când era. Păi nu era în sat. Păi nu, toată lumea îți dăge când era. Nu. Fiecare avea ale lui. Ca acum, nu fac că nu am. Fă tot ce vrei să faci. Dacă vrei, uite, hai fierbe, drăguțule, și tu, așa-s pe cake-urile mele grozave, care le mâncăm imediat. Ia cum arată, ia. Minune, așa, bracoli nostru e fiert. Da. Ok. Aici a fost numai... Tito. Așa. Ok. Wow. În spate punem aici. Oh, nu. În spate o să pun. Să nu mă ardă, știi? Că mai mă arse pe mine și mă zăpăși la cap. Pune asta. Pun un picuț de curry la e. Da. Nu mult. Strop de curry. Scuze! O să zic, nu ștergi, nu, dacă, doar nu picat, numai jos. Auzi, nu ștergi. Parcă aud pe ăștia, dar n-ai șters-o. Nu! Capacul, nu! Ok. Așa. Așa, și un pic de usturoi. Mă gândeam cum să fac usturoi la ciorba de burtă. Păi ia ce faină, că îl dai până asta, mă. Bă. Ia că te lăsi și gata. Uite, îl punem aici, în spate, sosul, da? Asta e sosul de curry. Imediat îl facem. Și aici o să întorc astea mele. Pancake-urile. Ia. Wow, cât e faină. Ăsta e acolo, așa? Pe ăsta o să punem numai niște ulei de măsline. Ok. Aici așa. La curry o să pun un strop de făină. Un strop de făină, că n-am cu ce să leg. Uite câtă făină, da? Să știți. Vedeți? Că asta mea a avut și un picuț de apă. Știi? Și ca să leg sosul ăsta un pic, trebuie să pun un strop de făină pe el. Așa, și laptele de cocos. Uite aici. Wow, ce fain e. Asta face tot. Când folosiți curry, să nu folosiți curry fără laptele de cocos. Nu are niciun sens, credeți-mă. Ia cum arată. Mamă. O să zici, wow. Wow, wow. Uite aici, ia. Uite aici. Aha. Wow, 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 wow. Un strop de ulei la ele. Să fiarbă și să punem un picuț de sare pe el. Și un pic de lămâie la el. Să fie un picuț acrișor. Ok. Cât. Sosul e gata. Uite aici. Ok. O
să tai, să pun așa, o bucată la cameramenul meu. Nu? Ok, tai așa. Ce fain e sosul ăsta. Wow. Și bracoli pe care el nu-l iubește, dar acum îl pun. Ok, bun. Asta este meniul de astăzi. Uite aici, păi el pune direct să-l vadă frață mie, așa. Bun. Și aici este pancake-urile noastre. Aici facem într-unul niște telemea de acasă. Așa. O lingură de smântână. Așa. Mărar. Aici. Okay. Wow. Place asta. Îmi place un pic de piper în ea. Pe salată. Pancake-urile și, bineînțeles, nu cea mai neînsemnată, ce faină era, wow, 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 o zis cu ce, pe cu un picuț de lămâie. Și întotdeauna când faceți din asta, puteți să folosiți un strop de apă ca să îl ăsta, pentru că are destul ou la el, ca să nu vă faceți probleme. Bine? Ok. Uite aici. Ia. Wow, ce fain ai. Super, 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 super. Un singur lucru, cameramenule, să mai îmi dai voie un minut să le spun că în ciorba de burtă se poate pune extra usturoi. Da? Opa, uite cum ești aici la cameramen un strop, da? Ca să miroase gura usturoi când merge. Îți dai seama că e disperat ăsta. Ce zici? Nu, bine că m-ați aranjat acum. Ok. Băi, fraților, nimic ce aveți. Asta era în frigider. Bracole era în frigider. Eu mânc și astea, cotoarele. Cartofii erau cumpărați, au fost și băgați în sel. Asta trebuie să fie extraordinară. Da? Asta vegetală. Vegetala asta. Trebuie să o gust acum cu voi ca să vedeți și voi ce e. Grozavă. Grozavie. Faceți-le și puteți să mâncați și numai cu smântână. Dacă nu aveți telemea sau cream cheese. Până data viitoare, nu uitați să apăsați butonul abonează-te sau subscribe. Din asta trăim și noi și TV Arad. Mulțumim că ne urmăriți. Mesajele voastre și de săptămâna asta au fost o încurajare pentru mine. Sunteți atât de minunate și credincioasă Domnului, mă bucur din tot sufletul pentru că corespondem și pentru că îmi scrieți și vă răspund de fiecare dată înapoi.
Cel mai important lucru este să iubești pe Dumnezeu, pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Roagă-te neîncetat. În toate problemele care ai, este o singură intrare la Dumnezeu. Este rugăciune și ne apropie de Dumnezeu prin rugăciune. Roagă-te neîncetat pentru orice lucru care l-ai în viața ta. Du-l înaintea lui Dumnezeu. El ne-a promis că este cu noi până la sfârșit. Până data viitoare, trăiți frumos, mâncați sănătos. Dumnezeu iubește dătătorul voios. La revedere!